Se împlinesc 140 de ani de când s-a născut Tudor Arghezi, unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii române și ai literaturii europene, cunoscut destul de puțin însă, pentru că exegezele operei sale întârzie, probabil pentru faptul că universul scrierilor sale este nu atât complicat cât complex și greu de adunat și de înțeles. De la poezie la proză, de la poezie mistică, poezie filozofică, poezie de copii, pentru copii, la proză, de asemenea, pentru copii și pentru adulți. El a fost și unul dintre cei mai mari publiciști ai secolului 20 și în publicistică, pe de-o parte pamfletar, dar pe de altă parte un foarte fin înțelegător al realităților cotidiene a epocii prin care a trecut. Expoziția de astăzi este un omagiu adus publicistului, în primul rând, cel care a construit gazete, a lucrat în gazete, a publicat enorm, ca dovadă, multele volume de scrieri publicistice apărute în ediția de opere de la Fundația Națională pentru Știință și Artă. În această expoziție avem, de asemenea, și un omagiu adus tipografului. Plăcile tipografice pe care le vedeți au fost descoperite de puțin timp în Casa Memorială Mărțișor, unde se afla și tipografia lui Tudor Arghezi, poligrafia, cum o numea el, și care poate fi vizitată. Pentru că în urmă cu câțiva ani am adus acolo o tipografie asemănătoare cu ceea ce folosea Arghezi când tipărea biletele de papagal. Aceste plăci au fost folosite la o altă revistă pe care a construit-o, Cronica, ilustrată revista de prietenii săi, de cunoștințele sale, în special de Șirato, dar și de Tonița, de Ștever, de Iser și alții. Sunt portrete și caricaturi care ilustrau în special articolele lui Tudor Arghezi. Muzeul Literaturii Române din București este apropiat de Tudor Arghezi pentru că muzeul administrează domeniul Mărțișor, Casa Memorială Tudor Arghezi, unde activitatea lui de tipograf, cum am spus, poate fi remarcată și vizitată. Dar mai mult decât atât, pentru că suntem muzeograf și pentru că de peste 50 de ani Mărțișorul este deschis publicului, apropierea de Arghezi este pentru noi un excurs sentimental de fiecare zi și o apropiere de personalitatea umană a celui care a fost criticat, a fost detestat, dar acelui care, a cărei personalitate nu poate fi niciodată ocolită în întreaga cultură românească. Nu este doar o datorie a noastră de a aduce un omagiu, ci, din punctul meu de vedere, este o obligație, dar în același timp și un semn de iubire pe care îl purtăm acestui om pe care a adus și în scrierile sale despre București un omagiu și o frumoasă descriere a acestei capitale, cum o numea el, deranjat că îi se spunea București, Bucureștii. Expoziția sper să aibă succes și online, pentru că ea va fi prezentată și online
și să descoperim alte noi puncte de pornire spre înțelegerea acestui univers deosebit, acest univers plin de adâncimi, așa cum spunea Nicolae Balotă, un univers cum în literatura română nu este altul. Nu pot să spun nimic că este ceva întâmplător. Cred că totul este o pronie, pentru că am avut posibilitatea să mă ocup și de niște manuscrise vechi, cum e prima tipăritură a lui Macarie, la fel de manuscrisele eminesciene. Și acum o mare bucurie mi-a făcut Casa Arghezii să dăm împreună cu directorul muzeului, așezate în niște rafturi, niște vechituri. Uitându-mă la ele și uitându-ne amândoi, am văzut că sunt zincurile de la publicațiile pe care le făcuse la tipografia lui Arghezi. Mi s-au părut deosebit de interesante, niște imprecis ce e, și având posibilitatea în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române să fie și atelierul de gravură al Bucureștilor, am imprimat aceste zincuri care erau într-un fel depozitate, dar cred că s-au întâmplat că atunci când tipografia i-a fost confiscată lui Arghezi, să rămână resturi prin tipografia lui, prin clădire, și acestea oamenii le-au luat, cred că chiar Arghezi le-a fi luat, și le-a depozitat. Ele fac parte, în cazul de față, cele 200 și ceva de zincuri care au fost tipărite, deci erau pregătite pentru tipar, în cadrul muzeului. Dar nu erau cercetate. De aceea pot să spun că este ca o noutate în cazul de față, care revelează o latură nemaipomenită a activității lui Arghezi, de mare editor. Și spun aceasta pentru că am fost înconjurat de oameni de mare calitate. Vedeți, toată lumea vorbește de revista 1, de revistele acestea puține care au fost și de oamenii care au ilustrat. De altfel, sunt foarte celebre cele de avantgardă. Dar aceste reviste pe care le-a scos Arghezi sunt la fel de celebre după mine, dar necunoscute, întrucât oamenii nu s-au aplicat, sau partea, lumea literară sau cea artistică nu s-a aplicat deloc asupra celor care au lucrat la această revistă. Domnul director a anunțat niște nume. Pentru mine, vreau să vă spun că sunt de două ori mai importante. Cunoșteam la revista 1 Marcelian, cu bineînțeles Brauner, dar și Arghezi se înconjurase de niște artiști de prima mână. Dacă vorbesc numai de Shirato, pe care profesorul meu de facultate îl avea ca prieten și ca maestru și mi-a vorbit de el, eu în principiu știam că Shirato este pictorul care lucrează ca un sfumat o pictura lui pe care a făcut-o și o găsim în muzeul de artă. Vreau să spun că totuși în România grafica nu are importanța pe care o au în țări mari cum sunt Franța sau Germania, întrucât ca și sculptura, parcă a fost un gen minor. Ce se întâmplă? De ce sunt importante aceste lucruri? Pentru că aceste plăci păstrează exact desenul pe care îl făcea artistul respectiv. Deci le poți considera ca și originale, în cazul de față, prin singularitatea lor. Acest lucru s-a întâmplat și cu desenele lui Nichita Stănescu, de exemplu, de la Respiră. Nu mai există desenele sau s-au pierdut, poate sunt rătăcite, pierdându-se în tipografie. Ele, în schimb, sunt acum reprezentate și devin simbole ale operei lui Nichita Stănescu.
Și aici, desenele pe care le are, de exemplu, și Rato sau Iză, și se pot vedea cât de poate de clar calitatea artistică a desenelor respective. Nu sunt caricaturi, sunt desene care au o direcție precisă, desene sociale care explicau problemele timpului. Ele trebuie cercetate și ar fi foarte important ca ele să facă obiectul unui studiu care îl consider la fel de important ca și desenele avangardei. Acestea, în schimb, sunt cele care încercau să explice cuvintele, încercau să fie în lumea socială, nu încercau numai simple probleme experimentale, așa cum încercau cei de la revistele avangardei. Problemele pe care le pune artistul și le rezolvă, sau artiștii care au lucrat atât de clar în desen, și să văd meseriile, maestria cu care au putut să lucreze, pot să fie și în ziua de astăzi autentice. Vedeți că și în imaginile care apar în Cronica sau Bilete de Papagar sunt atât de autentice de zici că le facem în ziua de astăzi. De la problemele politice internaționale până la problemele de zi cu zi ale existenței noastre, de la atacarea unor oameni, de la miniștri, până și Iorga este criticat în momentul în care a ajuns ministru, dar rămâne în schimb desenul de o mare calitate. Dacă Marcel Iancu făcea o șarjă, de multe ori desenele lui Șirato sunt adevărate desene care exprimă exact caracterul omului. Consider că această expoziție care s-a făcut în cadrul muzeului, și trebuie să recunosc că sunt și bucuros că am putut să le imprim aceste plăci, va trebui să le reimprimăm încă o dată pe o hârtie bună, să fie cu ștampila muzeului, pentru că le consider aproape originale. Mai amintesc câteva lucruri ca să înțelegem despre ce este vorba. E vorba de un tipar, este vorba de tiparul liniar, care se făcea așezat prin fotografierea desenului cu emulsie, să sensibiliza placa și să ataca cu acid. În felul acesta, desenul este deosebit de fidel originalului pe care l-a făcut artistul. Această tehnică a zincografiei astăzi nu mai există, au intrat în alte tehnici, se mai folosește în principiu la legătoria de carte atunci când se dă cu folie ca să meargă la cald, ca să dea luciu bronzului respectiv, dar ea ca tehnică există și este folosită în general acum de artiști. Așa că mă bucur că este această expoziție. Trebuie să laud și atelierul de gravură pe care Muzeul Național al Literaturii l-a inițiat și care va fi donația muzeului, pentru că îl consider că e absolut necesar ca Muzeul Literaturii să aibă și modalitățile de imprimare vechi ale gravurii, nu numai cele moderne.